Cum? Vii târziu? Nu. Te rog. Ne vedem acasă direct, vii tu și ții de aici. Bine, da. Pa. Bună! Da! Hello! Ce filmezi? Un vlog. Un vlog? Un vlog. Ah, un vlog, normal. Welcome to the show. Foarte tare. Zim. Am vorbit, să ne vedem acum și glumesc. Și chiar dacă este în direct, nu mi-e... N-am niciun fel de trac. Am auzit. De unde? Asta, spre exemplu, poți să-l folosești pe telefon. Păi mai sunt stabilizatoare care dar el nu simte nimic. Exact, pune-te la cadru. A, e perfect. Și cât vor pe ăsta? Chinezii? Da. Păi asta pe care o testez eu acum e în China $250. La noi, după ce toate taxele și impozitele... Da, grosolanda. Și crezi că o să aibă impact din ăsta pe piață? Pentru că totuși mi se pare cam... Păi da, da, dacă ești creator de conținut, ești vlogger. Corect. Începe să facă sens. Și mai e ceva. Ai auzit de live-ul pe Facebook? Da, normal. Ei, dacă aș face acum live pe Facebook, ar arăta mult mai bine așa. Cred că în general, toți oamenii care fac live pe Facebook te obosesc că îi filmează cineva, e aiurea, într-adevăr e neplăcut, ai dreptate. Dau din mâini. Dau din mâini, da, 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 și au poate emoțiile transmisiei, înțelegi? Exact. Că nu poți să fii și cameraman, să fii și... Ba da, nu, nu asta ne zice internetul, că poți să fii toate. Nu, dar n-ai toate abilitățile necesare, asta zic. Ai nevoie totuși de un training în chestia corect asta. Tocmai de-aia, eu cred că meseria mea e bine pusă deoparte. Asta e mișto. Ce am aici și aici n-are cine cum să-mi ia. Logic. Și cred că e valabil la fiecare dintre noi. Evident, cu cât ai mai multe cunoști, n-are cum să-ți ia cineva cunoștințele, n-are cum să-ți ia cineva creierul. Problema este că trebuie tot timpul totuși să te gândești dacă am putea. La asta m-am gândit când i s-a întâmplat, când a trecut taică-mă pe lumea cealaltă, de fapt înainte, că a avut o boală care a fost foarte nasoală cu capul, dacă aș fi putut să-i microchipez toate cunoștințele. Asta vreau și eu. Să le iau și să le stochez undeva. Cum a mai murit ăsta, Dan Hăulică, era un critic de artă, nu știu, sigur ai auzit de el. Măi, tot așa, simți nevoia de la anumiți oameni, chiar dacă ei se pierd, se duc undeva, să pui undeva într-o bibliotecă. Lor să le ai acolo undeva. Asta ar fi o chestie fantastică. O bibliotecă de oameni. O bibliotecă de conștiințe. Cunoștințele oamenilor, de experiențele lor, de viața lor, exact, de ceea ce au acumulat. Pentru că fiecare om acumulează și are amprenta lui pe acumularea respectivă și e mai de valoare sau de mai puțină valoare, să nu... Da, da, știi că 3/4 din tot ceea ce știi despre lume e fals. Așa că prefer să am o variantă subiectivă a ta decât să te iau de bun. Corect. Ar fi foarte interesant, numai că sigur în imediata perioadă următoare, mai ales cu microchipurile care încearcă și au început unii să le testeze, să-și facă microchipuri, să
în funcție de ceea ce vor, ceea ce simt, ceea ce gândesc, le formează telefonul, le comandă mâncarea. Dar mai eu vreau asta. Mai mult sau mai puțin vrei asta, că devii mult prea robot, cred, știi? Și totuși avem nevoie. Roboții nu cred că iubesc, iar cel mai important lucru la oameni este iubirea. Adică asta ne deosebește de roboți, sufletul, minunăția asta a dragostei. Dacă ar iubi roboții, nu ar mai fi roboți. Dar dacă tot mă pot bucura de tehnologie, mi-ar plăcea să mă scot din creier în ultima clipă, să mă stochez într-un cristal și să plec cu un satelit spre stele. Interesant. Trebuie să ne propunem, poate o să ajungem. Sigur ajungem. Făceau cu mâna.